Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule primar. Bună ziua. La mulți ani pentru toți ce poartă numele marei sărbători de astăzi, Maria și Marioara, Marin și Marinica. Profit de această mare sărbătoare românească, cu mari rădăcini aici, în Tismana, să le urez din partea Consiliului Județean, a mea personal, multă sănătate, bucurii, împliniri, alături de toți dragi și împreună cu toți mărinii, marioarele și mărinții să facem tot ce e mai bine pe acest ținut pe care Dumnezeu l-a binecuvântat. Este o mare plăcere pentru noi să fim astăzi la această sărbătoare și să ne bucurăm de cea de-a 40-a aniversare a evenimentului deosebit ce ne reprezintă pe noi Festivalul Cântecului, Portului și Dansului Românesc. Aici este, este inima acestei tradiții culturale românești pe care trebuie să o păstrăm cu străznicie, că ea ne reprezintă pe noi cel mai bine tradiția noastră culturală, folclorul, dansul, arta meșteșugărească și tot ce avem noi mai bun și mai ales în această zonă unde se poate contura foarte clar pe arta turistică, având în vedere potențialul nostru turistic din zonă. Monumentele naturale ale zonei, potențialul dat de mănăstirea cu încărcătură istorică din Tismana, pe care o putem lega foarte bine de zona muntoasă, începând cu Runcu, Peștișani, Stănești, Schela, Crazna, Novaci, Baia de Fier, în care, într-adevăr, aici se poate găsi tot ce e mai bun pe pământul românesc și trebuie să